Bun găsit tuturor, eu sunt Raluca Becea, iar dumneavoastră sunteți live pe Suceava Live și pentru asta vă mulțumesc tare mult. Vă propun, doamnelor și domnilor, pentru seara aceasta o ediție specială, o ediție în care candidații, care sunt și invitații mei, și-au propus să vă convingă că sunt cea mai bună alternativă la ceea ce oferă clasa politică de astăzi. Și mai ales sunt doi candidați care nu acceptă ideea de înfrângere și cred că asta este cel puțin interesant. De aceea vă invit alături de mine și alături de invitații mei și mă refer aici la inginerul Ioan Bogdan Codreanu, candidat al Partidului Mișcarea Populară la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava și, de asemenea, mă refer la fel la domnul Gheorghe Aldea, candidat al aceluiași partid la funcția de primar al municipiului Fălticeni, dar și parte din echipa domnului Codreanu, pentru că se află și pe lista de consilieri județeni. Bună seara, domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara dumneavoastră și tuturor sucevenilor și bucovinenilor și ne bucurăm că suntem din nou împreună. Bună seara dumneavoastră și celor care ne privesc. Ce spune județul, domnule Codreanu, pentru că le spuneam celor ce ne privesc în debut, bazându-mă evident pe discuțiile purtate înainte de emisiune, că nu acceptați ideea de înfrângere? Așa este, suntem aproape de finalul campaniei electorale. Am bătut județul în lung și în lat. Am avut onoarea să stau de vorbă cu foarte mulți suceveni și mulți bucovineni care au un singur mesaj. Mirela Domniche nu este pe primul loc, așa cum și-a păcălit proprii colegi și pe colegii mei primari, cărora le-a transmis că este pe locul întâi. Iar sucevenii și bucovenenii spun că nu se află nici măcar pe podium, iar lupta se dă între Bogdan Codreanu și Gheorghe Flutur. Dar la fel, aceiași suceveni și aceiași bucovineni au un mesaj că Gheorghe Flutur trebuie să plece acasă, iar varianta pentru următorii 4 ani la Consiliul Județean Suceava este echipa PMP Suceava, condusă de Ioan Bogdan Codreanu. Vă bateți cu Gheorghe Flutur poate și pentru faptul că aveți destul de multe puncte comune și mă refer aici la faptul că sunteți războinici, că aveți dorință de luptă amândoi. Realizam astăzi o emisiune cu dumnealui și îmi spunea că are forță să se bată cu 100. Dumneavoastră, măcar cu 1000 ar trebui să aveți la vârsta dumneavoastră. Nu. Eu îmi propun doar să-l trimit acasă pe Gheorghe Flutur. Mirela Domnică deja este acasă, iar cu sucevenii și bucovinenii să construim pentru acest județ. Nu credeți că ați ajutat-o poate pe Mirela Domnică prin faptul că ați rupt și rupeți în continuare foarte, foarte multe voturi de la Gheorghe Flutur? Nu rupem doar de la Gheorghe Flutur, pentru că sucevenii și bucovinenii nu îl votau doar pe Gheorghe Flutur. Sucevenii și bucovinenii aveau, nu știu, în gând, poate să ofere o șansă și încă o șansă celor din PSD, până în momentul în care am intrat noi în luptă și am ajuns la ei acasă, la poartă, la ușă, și le-am transmis mesajul nostru sincer și corect față de suceveni și de bucovineni, că suntem și ne dorim ca împreună cu ei să arătăm că se poate face și o altfel de politică locală și județeană, ceea care va fi strict în interesul comunităților locale și a sucevenilor și bucovinenilor. Domnule Aldea, se poate face o altfel de politică, așa cum spune colegul dumneavoastră, în fieful PSD, acasă la Ioan Stan, de acolo de unde veniți dumneavoastră? Da, mai mult ca oriunde fălticenii are nevoie de altfel de politică. Fălticenienii au fost mințiți 24 de ani când PSD-ul ori a condus primăria prin diversi primari, ori au fost majoritari în Consiliul Local, ori au avut câte 4-5 deputați. Fălticenii în momentul de față necesită o schimbare profundă, o altă mentalitate și o altă aprofundare a politicii locale. Fălticeniu are nevoie de schimbare urgentă. Acesta este mesajul pe care l-am simțit și ni s-a transmis nouă candidaților, atât când a fost în zonă și în municipiul Fălticeni candidatul nostru la președinția Consiliului Județean, domnul Codreanu, cât și în deplasarea noastră zilnică pe fiecare stradă, la fiecare bloc, la fiecare agent economic, pentru că am avut
foarte multe întâlniri să luăm mesajele lor și cerințele lor, mai ales al agenților economici. Spun agenții economici pentru că Fălticeniu și zona Fălticenilor a fost abandonată din toate punctele de vedere. Fălticeniu... Dumneavoastră spuneți că a fost abandonată zona de munte, spune așa, Stan a investit doar la Fălticeni. Rădăuțiu spune, mai dați-ne și nouă, nu doar la Fălticeni. Vedeți dumneavoastră, eu vorbesc cu cifre, fiind economist de profesie, când spui că în zonă, în Fălticeni, după 8 ani de guvernare locală și de conducere la primăria municipiului Fălticeni, nu a fost în stare să termine spitalul municipal Fălticeni, dumneavoastră spuneți că Fălticeni nu a fost abandonat? Atunci mai există o singură întrebare și un răspuns. Nu s-a dorit terminarea, finalizarea spitalului municipal Fălticeni? Da, Fălticeniu a fost abandonat. În tot ceea ce privește... al sănătății, da? Nu numai sănătății, și al dezvoltării. 8 ani de zile, nici o firmă nouă care să creeze mai mult de 3 locuri de muncă nu s-a creat în municipiul Fălticeniu. De ce? Pentru că Fălticeniu nu este atractiv. Nu este atractiv în ceea ce privește deschiderea care trebuie să o ofere primăria și autoritățile publice locale față de investitori și mai ales în ceea ce privește taxe și impozite locale. Dar de ce nu vorbim despre asta, domnule Alea? De ce nu spunem că acasă la Stan nu e totul nici măcar roșu, nu neapărat roz? De ce doar lăudăm Fălticeniu? De ce vedem lucrurile care se întâmplă acolo ca pe ceva anormal, paranormal? De ce nu vorbim despre toate acestea? De ce venim acum să spunem asta? Nu. Eu mi-am făcut datoria chiar de acum 8 ani de zile. Am tras un semnal de alarmă de atunci și am spus că nu este în regulă ce se întâmplă în zona Fălticeni și la Fălticeni. Nu este în regulă taxele și impozitele locale care se află la maximul permis de codul fiscal. Și dădeam un exemplu colegilor, cum să devină Fălticeniu atractiv când are 1,3%, dau numai un exemplu, impozit pe clădiri, când Gura Humorului are 1,1%, când Siretul are 0,9%. Acestea sunt motivele care Fălticeniu nu este atractiv pentru investitori. Am înțeles oamenii din Fălticeni că se poate vota și altceva decât PSD și o să-l rog pe colegul meu de la Tehnic să lase cadrul general pentru că suntem o echipă și lumea trebuie să vadă că suntem împreună. Mulțumesc! Am înțeles oamenii că trebuie să voteze și altceva decât PSD, pentru că acolo regula era simplă. PSD. Acasă, la Ioan Stan, se votează doar PSD. Nu va mai fi așa, pentru că mesajul celor din zona Fălticeni, nu numai a fălticenenilor, ci și a celor din zona Fălticeni, este destul de tranșant. Și mi-au arătat că, prin vocea lor, PSD-ul, timp de 30 de ani, n-a făcut nimic nici la Fălticeni, nici acasă la Ioan Stan, și-au făcut doar propriile priorități și a fost un fief doar pentru a trimite în Parlament cât mai mulți parlamentari și cât mai mulți supuși de-a lui Stan și de-a lui Mârza. Iar acum sunt convins că întreaga zonă din Fălticeni îi va amenda destul de urât pe acești rechini politici care n-au făcut altceva decât să se folosească de ei timp de 30 de ani de zile. Cum v-au primit oamenii din zona Fălticeni? Ați bătut la pas această zonă? Da, foarte bine m-au primit și chiar pot să spun cu mâna pe inimă că deja sunt un câștigător, pentru că am reușit să cunosc foarte multă lume. Am reușit să-i cunosc pe cei care s-au sacrificat și au luptat și muncit în străinătate pentru a se întoarce acasă, la familie, la copii și pentru a-și dezvolta o afacere, mai mică sau mai mare. După ce au pornit aceste afaceri, au avut o surpriză neplăcută. Toți liderii politici din județul Suceava, că vorbim de Gheorghe Flutur, că vorbim de Ioan Stan, că vorbim de Mirela Dobnichei, care a deținut și funcția de prefect, s-au folosit de frații noștri și surorile noastre care au plecat în străinătate la muncă, s-au folosit de diaspora, atât la alegerile prezidențiale și parlamentare, dar când s-au întors acasă, n-au fost ajutați cu nimic. Iar ei, un exemplu clar pe care l-am găsit împreună cu bunul meu prieten și coleg
Ghiță Aldea, la Rădășeni. Un întreprinzător care a muncit 13-15 ani în Spania, a adus banii la Rădășeni, a investit în câteva serii pentru a dezvolta creșterea și producerea de roșii și castraveți și tot ce înseamnă în zona de legume. A început să producă și a încărcat mașina cu tot felul de legume și a ajuns în piață la Suceava și nu a putut să prindă o tarabă din cauza samsarilor din Focșani, Buzău, Bacău și așa mai departe. A urmat toate procedurile. Deci noi, politicieni, cu experiență, cu atâtea mandate la Consiliul Județean, cu un număr foarte mare de parlamentari din zona fălticenilor, n-am fost în stare să asigurăm o piață sau un loc pentru a se vinde produsele locale, nu numai din zona fălticenilor, ci și din zona Bucovinei de Munte și din Rădăuți și așa mai departe, pentru că noi, în propria ogradă, am ajuns să stăm, să așteptăm mila celor care vin și fac afaceri și bani în Suceava și după aceea pleacă. Ei, acest lucru nu se va mai întâmpla din momentul în care Ioan Bogdan Codreanu va fi președintele Consiliului Județean Suceava. Vom sta la masă cu toți producătorii locali, vom găsi soluții ca acești suceveni și bucovineni adevărați să se așeze la aceeași masă, să vorbească aceeași limbă și să dezvoltăm această zonă, să demonstrăm că marile lanțuri de magazine, unde țăranii noștri și gospodarii noștri nu au loc, nici măcar pe un raft, o să le punem la dispoziție aceste locații, aceste piețe, la care noi, toți consumatorii din județul Suceava, să știm că cumpărăm produse locale. Care este situația la nivel de primărie la municipiul Fălticeni? Pentru că mai apoi să revenim și pe județ, pentru că iată, așa cum spuneam, faceți parte din echipa lui Ioan Bogdan Codreanu. Veți fi parte, practic, la deciziile luate la județ? Veți rămâne la primărie? Cu permisiunea dumneavoastră o să completez ceea ce a spus domnul Codreanu. A fost una dintre experiențele triste trăite de mine în această campanie electorală cu acel producător. Deci cât vedeai cu ochii, era proprietarul la niște serii imense, calitate, producție. Și când vine un om și îți spune, domnule, nu am unde să desfac în țărișoara mea, este posibil așa ceva? A fost foarte dureros pentru mine și am sesizat și pentru domnul Codreanu. Revenind la întrebarea dumneavoastră, primăria Fălticeni, în momentul de față, Fălticeni se dezvoltă, eu așa văd pe Facebook, la ramă, la Facebook. Domnul Coma, nu trebuie să-i fac eu publicitate, el spune se dezvoltă, eu spun Fălticeni are nevoie de dezvoltare. Și adevărul este de partea mea. De ce spun acest lucru? Pentru că în momentul de față, municipalitatea fălticeneană s-a îndatorat foarte mult. În momentul de față, puțini fălticeneni știu, și cred că nici dumneavoastră nu știți, Fălticeni are în momentul de față aproximativ 20 de milioane de lei credite de la bănci. Ceea ce înseamnă, după calculele mele, taxe și impozite de la populație și la firme locale pe 5 ani de zile. Păi vorbeați că sunt mari, cum să nu fie mari? E nevoie de bani? Nu, da. Una e să te ducă capul, să pui taxe și impozite locale ca și venit la bugetul local, și una se echilibrează aceste taxe prin impozite, în ceea ce privește impozitul pe salarii. Îți permiți să reduci impozitul cu 0,2, dau numai un exemplu, de la 1,3 la 1,1%, să reduci ceea ce înseamnă o influență în bugetul local de vreo 200.000 de lei, 2 miliarde de lei vechi, și să câștigi 100 de locuri de muncă care ți aduc la bugetul local, domnul primar știe sigur și eu știu, undeva la 1 milion de lei anual, 10 miliarde. Păi avea dreptate domnul Coman, Fălticeniul se dezvoltă. Păi ce a făcut cu banii pe care i-a împrumutat? I-a băgat în dezvoltare? O dezvoltare care nu prea se vede. Încă Fălticeniul, în momentul de față, încă mai are străzi de pământ și de balastru. Cu toate că el a zis că la sfârșitul mandatului 2020 va avea zero. Fălticeniul încă mai are străzi unde mai trebuie apă și canalizare. Și după 8 ani de zile, când eu i-am lăsat proiectul pe masă în ceea ce privește extinderea și reabilitarea
serviciului de apă și canalizare municipiului Fălticeni, încă după 8 ani de zile, acest proiect încă n-a fost finalizat. Încă se lucrează. 8 ani de zile. Vorbim aici de incompetență, domnule Andrei. Eu am o vorbă. Reavoință sau incompetență? Și incompetență și reavoință și ceva ce începe cu litera P. Prostie. Prostie. Da, prostie. E o declarație destul de dură, mă gândesc că o și asumați. Sigur că da. Economist fiind. Da. Cum să nu fii prostie dacă 8 ani de zile nu ești capabil să termini un proiect? Alte două proiecte care într-adevăr s-au finalizat. Stații de epurare nouă la Fălticeni, proiect lăsat de mine la cheie. Puțuri de captare Baia 1 și Baia 2 pentru municipiul Fălticeni. Și aici s-a făcut o greșeală. Funcționează, dar nu funcționează. Fălticeni în momentul de față, puțin fălticeni știu, trebuia să beneficieze de apă de adâncime, de izvor, de la Baia 1 și Baia 2. Nu știu cum a fost reabilitat, cum s-a recepționat lucrarea, dar în momentul de față încă se mai pompează apă din Moldova. Proiectul pe care l-am lăsat eu trebuia să asigure apă 100% din apă subterană. Și aceasta cum se numește, mă scuzați, nu tot, știi? Incompetență, sigur. Câți dintre candidații pe care atât de tare și de sus i-ați susținut, domnule Codreanu, în aceste săptămâni, vor produce o schimbare în comunitățile lor, cu adevărat reală? PMP-ul în general, PMP Suceava la aceste alegeri va fi o surpriză. Începând de la Consiliul Județean Suceava, de ce nu și la Vatra Dornei, la marginea, inginerul Ghițe Lazar este pariul meu, la Straja, Sorin Coca este pariul meu, la Frasin, Ionică Rusu, inginer Silvic, este pariul meu, al nostru, al echipei PMP. Ne dorim victoria și la Fântânele, ne dorim victoria și la Moldovița, acolo unde candidatul nostru, alături de toți cei care cred că se poate schimba modul de abordare a tuturor cetățenilor de acolo, și Ilie Chirea, care are șansa de a schimba ceva, nu ceva, de a schimba... Ultimul dumneavoastră candidat, că ați mai avut unul, asta vreți să spuneți, nu? Am mai avut unul, pe acela l-am trimis acasă. L-am trimis acasă pentru că a confundat echipa din PMP cu familia lui Traian Iliezi. Adică astăzi spunem una, mâine facem alta și așa mai departe. Tot aici, în această sală, toți colegii au fost de față când toată lumea l-a întrebat dacă mai este cu noi. Omul a spus că da, dar dimineață avea altă părere. Trecem peste subiectul ăsta că... Nu ne împiedicăm, PMP-ul nu stă într-o singură persoană, PMP-ul stă în echipă. O să producem o surpriză și la Cârlibaba. La Cârlibaba, unde Gabriel Danciu se crede deja învingător, dar eu astăzi, acolo, din mijlocul comunității, i-am transmis următorul mesaj. Cine râde la urmă, râde mai mult. Am încredere în Ciprian Bejenar. Nu am crezut că unii colegi primari, eu îi respect pe toți, știu cu ce se mănâncă administrația locală, au o altă față în timpul alegerilor locale. Alegerile locale sau cele parlamentare sau prezidențiale trebuie să le privim ca și o competiție, că practic este o competiție, la care cineva trebuie să câștige. De ce să nu îi lăsăm pe cei care își doresc să participe la această competiție, să o facă fără a fi timurat, fără a le distruge echipa pe care o construiesc sau o construit-o, și să așteptăm votul cetățenilor, în care 4 ani, spunem noi, sau în general, ne-am făcut treaba, ar trebui să stăm liniștiți. Dumneavoastră acuzați pe cineva în acest moment că a făcut asta, că a încercat sunt, să intimideze? Sunt foarte multe cazuri. Nu are rost acum să-i nominalizez și sincer vă spun, dacă stăteam acasă la Pojorâta și venea cineva și îmi spunea că se întâmplă așa ceva, nu credeam. Eu lucrurile astea le-am trăit
acolo, în comunitățile locale unde am mers cu echipa PMP și că întâlnindu-ne cu echipa noastră de acolo, acei oameni care de fapt sunt foarte sinceri și corecți și față de echipă și ei cu ei, spuneau că ar fi bine să ne întâlnim într-o zonă mai retrasă ca să nu-i vadă primarul și așa mai departe. Și atunci le-am spus, fraților, după 30 de ani de la Revoluție, încă trebuie să ne mai ascundem de cineva. Eu nu am auzit că pe buletinul cuiva scrie primar pe viață sau președinte de Consiliul Județean pe viață. Nu știu că există vreo facultate sau vreo altă școală care să creeze această meserie. Este o onoare pe care ți-o dă comunitatea, la fel ți-o și ia tot comunitatea. Importantul ca tu să ai aceeași verticalitate de la început și până la sfârșit. Ați fost intimidat pe zona politicien, domnule Aldea, sau nu vă mai impresionează astfel de... Are prea multă experiență, domnul Aldea, ca să se împiedice de așa ceva. Să mă intimidez. Nu, dar am auzit și eu o droaie de chestiuni. Domnule, n-ar fi bine să mă întâlnesc cu dumneavoastră acum, ar fi bine mai pe seară, mai pe dimineață. Sunt, într-adevăr, agenți economici care știu că... Vă susținem, foarte... dar nu oficial... Exact, beneficiați din încrederea noastră, dar nu sunt foarte mulți, ceea ce este foarte bine că fălcinenii au început să înțeleagă că este nevoie urgentă de schimbare la fălticeni. Este nevoie de schimbare, în primul rând, a mentalității în ceea ce privește abordarea agenților economici. Dumneavoastră vreți să schimbați mentalități, este cel mai greu lucru pe care poate încerca unul. Vorbeam despre mentalitățile din administrația publică locală fălticeneană. Da, se pot schimba. Nu sunt imposibile. Nu sunt imposibile. Dar e o mare responsabilitate. Este o mare responsabilitate pentru că... Și o provocare. Și o provocare. Dacă ai fost ales, dacă ești funcționar public, trebuie să conștientizezi că, în primul rând, datoria ta este să te îndrepți către cetățean, către nevoile lui, să identifici problemele majore și să le iei treaptă cu treaptă, ca să nu spun pas cu pas. Sunt foarte multe de făcut în ceea ce privește municipiul Fălticeni. Este foarte mult de muncit în ceea ce privește mentalitatea funcționarilor publici din primăria municipiului Fălticeni. Să vă dau un exemplu. Când am fost schimbat din funcția de viceprimar în 2014, ordonanța aia cu migrația dată de Ponta atunci, mi s-a propus să trec la PSD. Eu le-am spus, fraților, eu n-am fost niciodată de stânga, eu gândesc de dreapta, la mine muncă este muncă, respectul față de familie este respect față de familie, proprietatea este proprietate, așa a fost, Dumnezeu să ierte care a făcut gestul ăla atunci. Mentalitatea a început să se schimbe la fălticeneni. Fălticenenii înțeleg că este nevoie de altceva. Ce punem în loc? Ce înseamnă altceva? Altceva, repet, este respectul față de cei care creează locuri de muncă, respectul față de contribuabil. Contează ideologia, contează partidul sau vorbim, domnule Aldea, în realitate de om și de ceea ce gândește, de ceea ce poate face. La noastră vorbiți aici despre o ideologie. Ce presupune dreapta, ce presupune stânga, ce presupune centrul dreapta, ce presupune... Păi vedeți, când dați dreptate, dreapta adună, stânga... Eu nu v-am contrazis. Stânga împrăște, da? Dar exact de ce vorbeam. Da. Contează partidul sau omul? Stânga... Ideologia sau la stânga contează partidul, pe dreapta nu contează? Vorbim de profesioniști. Vorbim despre profesioniști. Ceea ce are echipa exact. PMP. Exact. Profesioniști. Profesioniști, în primul rând. N-o să vedeți la noi în echipa PMP... că un primar sau un ales local vrea la un moment dat să aibă anumite să dea anumite ajutoare sociale când este strictă necesitate, că cineva îl critică. Iar cred că domnul Codreanu este cel mai bun exemplu în acest sens. Nu este primar nici PSD, nici PNL și nici nu are o comună izolată, așa cum spune doamna Domnică, de primarii PNL, că ei conduc localități izolate și că doar cei de la PSD sunt profesioniști. Eu cred că el este dovada clară și vie că se poate și că în fapt contează omul. Și cred că și la alegerile pentru Consiliul Județean Suceava, cei care se bazează pe partid
și pe voturile clasice, constante, s-ar putea să aibă o surpriză, pentru că de data aceasta s-ar putea să vorbim despre om și nu neapărat despre sigla PSD, care, în opinia socialdemocraților, adună 20% și dacă pun un ciocan ca și candidat. O să aibă o mare surpriză. Nu o să le mai iasă cartea de data asta nici cu sigla PSD. Indiferent ce calcule și-au făcut, vor fi, cum am spus și la începutul emisiunii, și PSD-ul și Mirela Domnichei nici pe podiumul județean nu se află. Dar pe ce vă bazați când spuneți asta? Pe mesajele care le primesc de la alegătorii din județ. Păi și doamna Domnică e postează inclusiv pe Facebook că lumea o primește excepțional și pe ea. Unde? Că eu nu am întâlnit-o nici pe doamna Domnică, nici pe domnul Gheorghe Flutur. Nu i-am întâlnit nici în comunitățile locale, nici în piețe, nici în alte locuri unde oamenii se întâlnesc, discută și își fac activitatea de zi cu zi. De acolo am primit eu mesajele, pentru că atât doamna Domnică cât și domnul Flutur n-au făcut altceva decât să-și pregătească de la o zi la alta campania prin proprii primari, să se ducă la un tăiat de pamblică, să le transmită colegilor mei primari, adună și tu acolo 10-15 oameni să mă aplaude când intru, să mă aplaude când plec, și asta face și Mirela Domnicăi. Deci ei au aceleași metehnic de 30 de ani, iar ca să fiu sincer până la capăt, am discutat cu foarte mulți colegi primari, indiferent că sunt din PSD sau din PNL, nu o să le dau numele, dar sunt convins că ceea ce mi-au spus ei, că își doresc cu adevărat un primar profesionist din mijlocul lor la Consiliul Județean Suceava și că haide să scoatem o dată ursul din bârlog, și această expresie o am de la un coleg primar. Iar cel care ne privește acum sau soldații care i-a pus să ne privească acum și o să-i raporteze dimineață, o să înțeleagă foarte bine acest mesaj și o să știe și de la ce primar îl am. Înseamnă că eu cu acea persoană, cu colegul meu primar, am stat de vorbă. Iar mesajul a fost foarte clar. Iar comunitatea, oamenii cu care am stat de vorbă și le-am văzut și supărările și le-am văzut și bucuriile din propria ogradă și că cele mai mari realizări ale lor, că vorbim de familie, de copii, toate undeva s-au întrerupt, pentru că cei care au promis timp de 30 de ani o să aibă școli renovate, o să aibă o grădiniță unei copii sau nepoților, o să aibă parte de cel mai ridicat nivel de trai acolo. Pentru că până la urmă copiii și nepoții noștri trăiesc acolo, da, zi de zi, și că toate acestea au rămas doar la stadiu de planșe. Și spuneau, suntem foarte atenți și am rămas foarte surprins că oameni mai în vârstă, îți spun că v-am văzut pe Facebook. Am văzut că vorbiți de lucruri mici, dar pe care noi le așteptăm de mult. Iar Gheorghe Flutur, a Domnicăi, vorbesc de megaproiecte, își aruncă săgeți, dar până la urmă și ei știu și au spus-o că PSD-ul putea să arunce în luptă un om mai valoros decât a Domnicăi, deci miroase a blat. N-am spus-o eu, am primit-o de la oameni și o transmit mai departe. N-am făcut altceva decât să mă bucure și să-mi dea încredere și energie să merg mai departe. Vorbeam cu domnul Aldea înainte de campanie, m-a întrebat dacă mai pot. Zic sincer, da, și la fel de sincer îmi pare rău că se termină această campanie, pentru că oricum sunt un câștigător și eu și echipa PMP, am reușit să-mi cunosc județul de la A la Z, am reușit să cunosc oameni mai puțin mai săraci, mai bogați sau din diferite pături sociale, dar care mi-au dat și șansa și onoarea să mă expun punctul de vedere. Și m-au încurajat că ceea ce facem noi acum, echipa lui Bogdan Codreanu, pentru a ajunge la cârma acestui județ, este un drum bun, iar ei ne susțin.
vorbeați de primar, iar cei ce ne privesc și sunt răutăcioși ar putea spune că sunteți invidios că dumneavoastră nu aveți primar la care să ajungeți și care să organizeze întâlniri cu oameni care trebuie să vă aplaude. Iar la fel de bine, dacă am ajuns la acest capitol, domnule primar, sunteți conștient, primar fiind în funcție, primar candidat pentru primăria Cojota fiind în continuare, că alegerile pentru Consiliul Județean Suceava se câștigă exclusiv cu ajutorul primarilor. Oricât de mult ne-ar plăcea nouă să spunem despre noi că suntem atotputernici, că putem de unul singur și oricât de mult am încercat să arătăm, fie și în videoclipuri electorale. Și așa cum spunea un politician de la Suceava, în campanie putem promite și luna de pe cer. Oricât de mult ne-ar plăcea să spunem, vreți fapte? Poftim! Eu am făcut! Luați de aici! Eu am realizat! Poftim! Nu putem face nimic singur și în această cursă, da, primarii din județul Suceava au șansa să vă scoată președinte de Consiliul Județean Suceava sau să nu vă scoată și pe dumneavoastră, și pe Mirela Domnică, și pe domnul Nichiforel, și pe Gheorghe Flutur, inclusiv și pe toți cei care v-ați asumat această luptă electorală. Aveți perfecte dreptate. Și mesajul pe care l-am primit clar de la suceveni și de la bucovineni, care au spus, da, este nevoie de o schimbare la Suceava, și discuțiile care le-am avut cu colegii mei primari, câți din PSD, câți din PNL, mi-au dat încrederea că și ei își doresc acest lucru. Nu trăim vremuri care să ne dea, nu știu cum, nu toți suntem curajoși. Așa este. Nu toți avem tăria să-i spunem la Gheorghe Flutur în față, pas. Dar dumneavoastră aveți, tocmai spuneam în debut, sunteți un războinic la fel ca și el. M-am dus la colegii mei primari acasă, am discutat, am pus cărțile pe masă, nu am lăsat niciun as în mânecă, ci ne pregătim drumul pentru dezvoltarea comunităților locale după 28 septembrie. Sunteți un politician cu experiență, domnule Aldea, și mizez pe experiența dumneavoastră. Cât este de ușor să câștige Partidul Mișcarea Populară Consiliul Județean Suceava? Cât este de simplu? Vedeți, dumneavoastră, acum mi-a venit în minte un exemplu. Capitanul de echipă la fotbal este cel care joacă pe teren, da? Primarii din județ își doresc un capitan de echipă din rândul lor, un primar, care le știe problemele, care le știe neajunsurile și care le știe absolut tot de ce au nevoie ei la locul lor, respectiv în localitățile lor. Am fost în aproape toate localitățile din zona Fălticeni. Am chestia că mai rămas Drăgoșeniu, cred că unde n-am reușit să ajungem încă. Nu e problemă, că nici acolo domnul primar, nici cu doamna Adomnică nu s-a pus pe benă. Deci, dacă lui a fost rușine, nu să nu vă faceți probleme. Dar nici cu Gheorghe Flutur nu s-a pus, chiar dacă au fost colegi de liceu. Nu, dar era normal să se pună cu candidatul Partidului Social de Așa este. Din moment ce a refuzat și a fost rușine domnului Ilică, pe care îl salut cu mare drag și cu mult respect, i-a fost rușine să urce pe benă lângă Mirela Domnică, eu cred că asta spune foarte multe despre candidatul Partidului Social Democrat, candidat după fusta căruia de altfel s-a ascuns domnul Stan. Apropo de domnul Stan, credeți că e final de carieră politică, că își trăiește practic ultimele zile în ceea ce înseamnă activitatea destul de inexistentă în ceea ce privește politicul la nivel de județ? Că poate la București, la Vaca Mua, a mai avut activitate. Aici ne-a interesat un exemplu l-ați dat dumneavoastră. Credeți că întâmplător o parte din primarii în funcții PSD din zona Fălticeni l-au lăsat și n-au vrut să mai candideze sub sigla PSD-ului? Dau aici exemplu. Măliniu, da? Unde noi am fost foarte bine primiți la Măliniu. Foarte Așa bine este. Primiți. Fântâna Mare. Fântâna Mare. A fugit în independență, da? După câți ani de PSD? Vă spun eu, 20 și ceva de ani. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii nu s-au simțit bine în... Manageriacul. Da, în mijlocul echipei PSD conduse de domnul Stan. Credeți că domnul Stan conștientizează asta? Nu-i treaba mea, nici... Dacă are buletinul tot timpul la dumnealui și se uită în el, ar înțelege că trebuie să rămână acasă. Dar vârsta, părul alb de la tâmplă este un dezavantaj, domnule Codreanu.
Nu ne iartă timpul pe niciunul și s-ar putea peste câțiva ani să vă spun și eu, domnule Prodeanu, buletinul. Nu-i nicio problemă. Eu vă asigur că nu o să ajungeți să-mi puneți întrebarea asta, pentru că eu am să fiu conștient de momentul în care trebuie să fac un pas în spate. Și nu voi trata Partidul Mișcarea Populară sau cine știe cum ne vom numi peste 10 sau 15 ani sau poate chiar 5 ani, să aștept să mi se spună nu este propria ta afacere, nu este pe persoană fizică, cum nu este nici acum. PMP-ul nu înseamnă Codreanu, nu înseamnă Andronache, PMP-ul înseamnă echipa PMP Suceava. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Credeți că Ioan Stan își petrece ultimele zile în ceea ce înseamnă activitatea sa politică locală? V-am răspuns eu. După semnalele, semnalele pe care le aveam din Fălticeni și din zona Fălticeni, da, se așteaptă sfârșitul de carieră politică a domnului Stan. Punct. Am înțeles. Lumea așteaptă sfârșitul carierei politice a domnului Stan. Așteaptă altceva. Altceva ce? PMP? Da. Da. Altă variantă pentru zona Fălticeni este PMP. Și o să aveți mare surpriză în ceea ce înseamnă PMP în zona Fălticeni. Deși sunteți în fie. Mie e destul de greu să cred, dar vă cred pe cuvânt pentru că sunteți un om responsabil. O să vedeți mare surpriză în zona PSD-ului care produce PMP-ul. Și responsabil la ceea ce s-a aceia au votat o viață întreagă PSD, domnule Ale. Oamenii aceia au fost amenințați că dacă nu votează PSD, mâine au control la firmă. Oamenii aceia au fost amenințați că dacă nu votează PSD, mâine soția din învățământ va pleca acasă. Oamenii aceia au fost amenințați că dacă nu votează PSD și nu scor un scor așa, da, m-ați înțeles ce am vrut să spun? Da. Mâine soțul, care este inginer silvic, va pleca acasă și, foarte important, nu va primi înapoi și cei 20.000 de euro pe care i-a decontat odinioară. Da, teoretic trebuia să aveți dreptate, dar vă spun că ne aflăm în anul 2020, după 30 de ani de democrație, foarte multă lume s-a întors în țară în timpul pandemiei. Foarte multe lume încă se află în momentul de față la părinți, la casele lor și mai este încă un fapt. PSD-ul nu se mai află la guvernare. Nu mai are pe cine să mai amenință. Domnule, știți foarte bine, au un electorat constant care merge la vot indiferent. E foarte important ca dumneavoastră să le transmiteți oamenilor părerea mea că trebuie să vină la vot. Pentru că bătrânii PSD-ului vor merge, cu riscul de a se infecta cu coronavirus, tot vor merge. Vedeți dumneavoastră, acesta a fost mesajul nostru principal în campania electorală din 2020. Veniți la vot, este viitorul nostru în joc, pentru că eu am o vârstă când conștientizez că este viitorul meu și a copiilor. Dar nu v-a cerut încă buletinul domnul Codreanu, nu? Nu, cu toate că început să mai apară părălți la mine, dar nu... Mai avem treabă de făcut. Mai avem treabă foarte multă de făcut și în județul Suceava și la Fălticeni. Eu acest lucru l-am simțit în zona Fălticenilor că este strigătul de, cum se spune, de lebădă sau cum? Nu? Ultimul cânticul de lebădă pe final de cariera domnului Stan. Deși nu este ușor deloc. Nu este ușor, dar se simțește când stai de vorbă cu oamenii. Am făcut campania și în 2016, știam că sunt capabil să măture zona aia dintr-un capăt în altul. Toată zona Fălticeni vorbea, domnule, stai că este un troc făcut între PNL, nu vă degeaba, PNL și PSD. Timp. Domnul Flutur va câștiga Consiliul Județean, domnul Stan rămâne împăratul liniștit la parlament roșu. Da. La parlamentarii au încercat ei să-și împartă iar locurile, n-au reușit, au mai apărut și alții pe piață. Neprevăzutele au apărut și surprizele, dar este altceva în momentul de față, sincer vă spun. Vă spun, am 3 săptămâni și jumătate, zi de zi, bloc cu bloc, stradă cu stradă, discuții, om și cu foști PSD-iști și cu foști PNL-iști, este altceva. Anul electoral 2020. Va produce surprize neașteptate. Mari surprize pe toată scena politică, atât din Suceava cât și din România. Ce sentimente vă încearcă în acest moment, domnule Codreanu, după 3 săptămâni și ceva de campanie electorală la PAS în județul Suceava?
foarte multe sentimente, dar până să ajung la pas în fiecare comunitate din județul Suceava, mi-am pus de foarte multe ori întrebarea că oare acești oameni, că vorbim de suceveni, bucovineni, că vorbim de oameni care ne vizitează județul Suceava, cred că merită mai mult. Iar ajungând la ei și văzând că nu-și doresc foarte multe lucruri, nu-și doresc luna, soarele de pe cer, își doresc acele lucruri pe care ei le visează de aproape 30 de ani. Lucruri mici care spuneam și mai înainte că aduc rezultate mari. Oameni care doresc un trai mai bun pentru copiii și nepoții lor. Oameni care așteaptă ca școala din sat, la care ei au învățat, să arate altfel. De ce aveți lacrimi în ochi? Pentru că nu este posibil ca în acest an, 2020, copiii acestui județ să ne aibă parte de școli renovate, de grădinițe renovate și de un tratament asemănător așa cum au și alți copii. V-ați făcut o promisiune? Sincer, da. Și cred că promisiunea mea am întărit-o atunci când am ajuns la Ulma, la Lupcina, și am auzit din gura locuitorilor de acolo și chiar a foștilor și actualilor profesori că un grup de copii din izvoarele Sucevei pleacă la ora 5 de acasă ca să ajungă la ora 8 la școală. Iar noi, oameni politici cu experiență, nu am făcut nimic. Sau auzim de aceste lucruri odată la 4 ani. Nu. O să fie o prioritate pentru mine și pentru echipa mea în momentul când vom ajunge la Consiliul Județean și în calitate de președinte a Consiliului Județean Suceava, voi spune stop acestor lucruri, voi spune stop orgolilor politice și dacă tot îl avem la masă pe colegul nostru de la Fălticeni, îmi este rușine, dar o voi spune, că ajungând la Fălticeni, acel spital l-am văzut nefinalizat. De ce? Și oamenii au spus-o pe stradă. Orgol între fluturi și stan. Sabotaje? Sabotaje și așa mai departe. Ei, eu fac o promisiune aici a fălticenilor că unul dintre proiectele care, primele proiecte care vor fi, nu neapărat o promisiune, ci trag un semnal de alarmă, dacă vreți să fie mai bine așa, că printre primele proiecte care vor fi finalizate sub mandatul meu va fi spitalul de la Fălticeni. Toată lumea o să spună de unde o să luăm bani. Tot de la, din sacul nostru. Nu vom împrăștea cu bani mulți la Suceava sau în alte zone unde prioritățile nu sunt chiar așa de mari. Haideți să punem punct acestui proiect pe care fălticenienii îl așteaptă de foarte mult timp. Și le fac cu degetul acum și celor din PNL și celor din PSD și le spun răspicat, să vă fie rușine. Pentru că n-au finalizat un spital. Absolut, ăsta era subiectul. Domnule Ander, dumneavoastră ce le spuneți politicienilor mai întâi? Să-și îndrepte atenția mai mult către cetățean. Să prioritizeze proiectele județului în funcție de cerințele localităților, a zonelor și a județului. Una, vorbeam cu domnul primar în campanie electorală, dau un exemplu. Una este să faci o stație de epurare pe toată Valea Moldovei, începând de la Valea Moldovei și terminând până la Drăgușeni, să colectezi toate comunele, să faci o stație de epurare undeva la Drăgușeni,
că se poate. Da. Așa? Și una, să faci niște mici stații de epurare, facem una la Brădățel, mai facem una la Cornolungi, Băișești, Brăiești, mai mergem undeva la Drăgușeni, la Fântâna Mare, și care să nu funcționeze. Asta înseamnă gândire de perspectivă, asta înseamnă prioritizare și puterea de a spune că județul Suceava în care are mari probleme în ceea ce privește infrastructura. Suceava are nevoie de foarte multe investiții. Suceava are nevoie de gaz metan. Cred că știm cu toții proiectul Utilități și Mediu. Sunt localități comune în zona Fălticenilor care au de plătit rate la Utilități și Mediu și pentru gaz metan, și gaz metanul este undeva la 10-20 km. Este posibil așa ceva? Este posibil așa ceva să faci într-adevăr un proiect gândit, dar nefinalizat? Ce lecție v-a oferit campania electorală, domnule Codreanu? O lecție de viață. O lecție în care am văzut că mai mari politicieni ai județului Suceava vorbesc frumos și doar atât. Restul au tratat la și altele. Sunteți dezamăgit? În voce așa mi se pare. Sincer, da. Dar în același timp sunt hotărât să repar toate aceste lucruri și să demonstrăm că împreună vom reuși. De ce Ioan Bogdan Codreanu? Pentru că Ioan Bogdan Codreanu a demonstrat la Pojolita că se poate. Pentru că Ioan Bogdan Codreanu știe să facă echipă și să vorbească despre echipă. Nu Ioan Bogdan Codreanu a reușit la Pojolita, echipa lui Ioan Bogdan Codreanu împreună cu comunitatea de acolo. Sacrificiile se fac împreună, iar eu sunt convins că modelul de acolo poate fi transferat și la nivel de județ și la nivel de UAT, indiferent de culoarea politică a colegilor mei primari. Domnule Aldea, un mesaj pentru toți cei care ne urmăresc acum. Da. Aș vrea să răspund și eu la întrebarea pe care i-ați spus-o, domnule Codrean, de ce Gheorghe Aldea. Și acesta este și mesajul meu. Sunt singurul candidat pe municipiul Fălticeni cu experiență în privat, administrație publică locală, administrație publică centrală. Știu absolut toate proiectele care se derulează în momentul de față în județul Suceava, știu absolut toate proiectele care se derulează pe municipiul Fălticeni și știu să prioritizez proiectele în administrația publică locală. Domnule Codreanu, descrieți într-un singur cuvânt ziua de duminică. Speranța. Victorie mă așteptam. Nu vă aruncați. Speranță. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru dialogul pe care l-am avut în această seară. Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Și vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și știu că nu într-un număr mic. Rămâne să ne vedem data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Portret de Candidat. Rămâneți în continuare pe Suceava Live.